Preasfințite Petru, ucenice părinte provincial Damian, ucenice părinte paroc și decan de Iași, Tudău Petru, Paul, Petru este unchiul, Dumnezeu să-l odihnească, fiindcă l-am pomenit. Ucenici, părinți concelebranți, dragi surori, persoane consacrate, iubiți credincioși, prezenți fizic astăzi aici în catedrală și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin RCS Media și pe internet. Celebrăm astăzi a cincea duminică din timpul sfânt liturgic de peste an. În această duminică, în dieceza noastră de Iași, prin transfer, sărbătorim ziua persoanelor consacrate, prin transfer, din data de 2 februarie. La această sfântă liturghie, vă invit pe toți, împreună să-L preamărim pe Dumnezeu pentru darul vieții consacrate și să ne rugăm pentru toate persoanele consacrate, bărbați și femei, o parte sunt prezenți sau prezente aceste persoane aici în față, cum vedeți, ne rugăm lui Dumnezeu ca să fie fidele vocației lor, să trăiască cu bucurie și cu entuziasm chemarea lor de la Dumnezeu. Pentru aceasta le însoțim cu rugăciunile noastre și o rugăm pe Preacurata Fecioară Maria, pe toți patronii congregațiilor, ordinelor religioase, să mijlocească de la Dumnezeu belșug de haruri asupra tuturor celor care și-au consfințit viața lui Dumnezeu. Să ne recunoaștem acum, la începutul Sfintei Liturghii, păcatele și să-i cerem iertare lui Dumnezeu ca să participăm cu demnitate și cu folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
scris de om. Și zilele sale nu sunt ca zilele celui tocmit? După cum sclavul tânjește după umbră și cel tocmit așteaptă plata lui, așa este moștenirea mea. Luni zadarnice și nopți de chin mi-au fost rânduite. Dacă mă culc, îmi spun, când mă voi ridica?
dar noaptea se lungește și mă satură de zvârcolire până în zori. Zilele mele trec mai repede decât suveica și se termină fără speranță. Amintește-ți că zilele mele sunt ca o suflare și ochii mei nu se vor mai întoarce să vadă binele. Cuvântul Domnului. Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, dacă vestesc Evanghelia, nu am niciun motiv de laudă, pentru că datoria mă obligă. Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia, căci dacă fac aceasta de bună voie, am răsplată, dar dacă o fac fără de voie, îndeplinesc o misiune ce mi-a fost încredințată. Așadar, care este răsplata mea? Este aceea ca să vestesc fără plată Evanghelia și să nu mă folosesc de dreptul pe care mi-l dă Evanghelia. Căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câștig pe cât mai mulți. Am devenit slab pentru cei slabi, ca să-i câștig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toți, ca să-i câștig măcar pe unii. Toate le fac pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Cuvântul Domnului. Thank you.
Hristos a luat asupra Lui slăbiciunile noastre și a purtat bolile noastre. Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, ieșind din sinagogă, Iisus a intrat în casa lui Simon și Andrei împreună cu Iacob și Ioan. Soacra lui Simon zăcea la pat, având febră, iar ei au vorbit îndată despre ea. El s-a apropiat și a ridicat-o, prinzând-o de mână. Atunci febra a lăsat-o și ea a început să-i slujească. Când s-a înserat, după ce a pus soarele, îi aduceau la el pe toți bolnavii și posedații de diavol și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care aveau diferite boli și a scos mulți diavoli. Pe diavoli nu-i lăsa să vorbească pentru că îl cunoșteau. Dimineața, încă pe întuneric, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc retras și se ruga. Simon și cei care erau cu el l-au căutat și, găsindu-l, i-au spus: toți te caută. El le-a spus să mergem în altă parte, prin cetățile învecinate, ca să predic și acolo, căci pentru aceasta am venit. Și a mers prin toată Galileea, predicând în sinagogile lor și scoțând diavolii. Cuvântul Domnului! Lăudați să fie Iisus și Maria. Preasfințite Iosif, preasfințite Petru, cucernici, confrați într-o preoție, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, așa cum spunea la începutul acestei sfinte liturghii preasfințitul, astăzi, din motive prea binecuvântate de vremuri, sărbătorim posticipat Ziua Mondială a Vieții Consacrate, care se ține în toată Biserica în sărbătoarea întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos în ziua de 2 februarie. Există situații în viață în care îți este greu ca să predici, mai ales atunci când suntem, sau sunt și eu, suntem unii dintre noi, incluși în aceste reflecții. Și această predică este un astfel de moment, pentru că, deși trebuie să vorbesc despre viața consacrată, oricât aș încerca să mă detașez, să fiu obiectiv, să nu mă laud prea mult, să nu critic prea mult, să nu mă lamentez prea mult, nu voi reuși în totalitate, pentru că
eu însumi fac parte din această stare de viață și, în al doilea rând, vreau, nu vreau, vorbind, va transpare din cuvintele mele și tăria mea și trăirea mea. Așa se întâmplă, cred, cu noi toți atunci când trebuie să vorbim despre noi. Este ușor să vorbim de alții, să analizăm toate vorbele, toate, orice comportament, pentru ce a făcut, pentru ce a spus un lucru, iar atunci când trebuie să vorbim despre noi înșine, uităm uneori și cum ne cheamă. La fel se întâmplă și atunci când trebuie să vorbim despre familia noastră, despre mama, despre tatăl, frații noștri, despre surorile și frații din congregațiile noastre, toți, evident, își laudă părinții, mamele, tații și spun că mama face cele mai bune sarmale, face mâncarea cea mai bună, nimeni nu face așa ceva. Însă știm prea bine, mergând din loc în loc, că nu este chiar așa, pentru că am mâncat într-o parte sau în alta și mâncăruri mai bune decât ceea ce fac părinții noștri cu toată liniștea posibilă. Așadar, aș încerca să răspund în cadrul acestei predici la întrebarea ce este viața consacrată. Și aș putea încheia imediat, dacă îl parafrazez pe Sfântul Augustin, care, fiind întrebat odată ce este timpul, a răspuns așa: dacă mă întrebi, nu știu. Dacă nu mă întrebi, știu. De ce? Pentru că timpul fuge. Despre care timp să vorbesc? La fel și despre viața consacrată pot să vorbesc despre mine, pot să vorbesc despre oricare dintre fondatorii noștri, pot să vorbesc despre ceea ce am citit despre viața consacrată, însă ceea ce a fost de cele mai multe ori nu interesează pe nimeni. Și totuși, preluând în parte o sintagmă a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, care spunea despre preoție că este dar și mister, mie mi-a venit în minte să spun că viața consacrată este dar și responsabilitate. Dar și responsabilitate. Dar pentru că, așa cum cunoaștem cu toții, a fost picurat direct din inima întreit Sfânta lui Dumnezeu. Mai întâi în inima Sfântului Antonie cel Mare și al Sfântului Pahomie, protopărinții noștri în secolul al III-lea, al IV-lea, apoi în inimile tuturor fondatorilor, ordinelor, congregațiilor și institutelor și, în sfârșit, chiar și în inimile noastre. Și nu se termină aici acest dar, pentru că Dumnezeu, în marea Lui milostivire, cu siguranță va turna acest dar în inimile altor mii și mii de tineri și de tinere ce vor veni după noi, până la sfârșitul viacurilor. Viața consacrată este dar, pentru că este dăruit de Dumnezeu unor persoane prin mijlocirea unei precise comunități de credință, a unei comunități parohiale. De aceea noi, persoanele consacrate, frați, surori, preoți, nu primim darul pe persoană fizică. Este comunitatea parohială, comunitatea de credință care ne-a zămislit prin rugăciunile pe care atâtea persoane pe care uneori le cunoaștem, alteori nu, zămislesc la viața consacrată, la preoție, la viața de căsătorie
zămislesc pe fiecare dintre noi la starea de viață în care Dumnezeu ne cheamă. Noi suntem prezentați lui Dumnezeu de comunitatea de credință atunci când unul sau altul se roagă: Doamne, cheamă lucrătorii în secerișul Tău. Uneori se roagă persoanele cu intenție precisă: cheamă pe nepoata mea, pe fiul meu, pe unul sau celălalt, despre care observă ei că au ceva special. Suntem luați apoi din mijlocul lor pentru a fi redați după o perioadă de formare comunității universale, care este biserica răspândită pe suprafața pământului. De aceea, ori de câte ori ne credem noi poate mari și tari, Dumnezeu ne-a chemat pe noi pentru cine știe ce calități, pentru cine știe ce rugăciuni. Poate în momentele de dificultate este bine să ne amintim că nu suntem persoane consacrate de capul nostru. Suntem reprezentanții, delegații comunităților care s-au rugat, care ne-au zămislit, și noi suntem datori să ne rugăm, să-i reprezentăm și să le facem cinste. Viața consacrată este dar pentru că am fost aleși fără niciun merit de al nostru și numai din marea dragoste și mila lui Dumnezeu față de poporul Său. Viața consacrată este dar deoarece comunitățile noastre de credință au crezut în cuvântul Domnului, care spune: rugați-L pe stăpânul secerișului să trimite lucrători în secerișul Său. Viața consacrată este responsabilitate. Deoarece, așa cum spuneam mai înainte, nu am fost chemați noi pe persoană fizică, ci suntem reprezentanții și mesagerii lui Dumnezeu și a comunităților din care provenim. Așadar, trebuie să fim responsabili cum ne trăim chemarea. În jurul nostru, dacă am putea privim cu ochii sufletului, cu ochii interiori, am putea vedea o mulțime de persoane care stau în jurul nostru. O mulțime de persoane care nu numai că ne-au zămislit odată, dar continuă în fiecare zi, deoarece știm bine că se roagă pentru noi. Și uneori poate ne este rușine când auzim unele persoane când spun cât se roagă, cât de mult se roagă pentru noi, ne țin practic în mâinile lor. Trebuie să le facem cinste. Ei au dreptul să fie bine reprezentați, iar noi avem obligația sacră de a-L vesti pe Dumnezeu în numele lor, acolo unde ascultarea ne trimite. Reversul medaliei, evident, îl știm bine, este acela că îi facem de rușine. Această dimensiune a responsabilității este foarte bine exprimată de Sfântul Pavel. Spune: fraților, dacă vestesc Evanghelia, nu am niciun motiv de laudă, pentru că datoria mă obligă, responsabilitatea mă obligă. Căci dacă fac aceasta de bunăvoie, am răsplată, dar dacă o fac fără de voie, îndeplinesc o misiune ce mi-a fost încredințată. Viața consacrată este responsabilitate, deoarece acest dar trebuie să rămână dar și nu să devină proprietate privată a nimănui. Iar ca darul să rămână dar, trebuie dăruit, nu trebuie să îl ascundem. Cu timp și fără timp, nu avem voie să sechestrăm pentru bunăstarea sau lauda noastră darul primit,
ci trebuie să-L dorim în totalitate tuturor oamenilor de bunăvoință, pentru ca să avem și noi parte de El, adică de Dumnezeu, spune acela Sfânt Paul. Și ca să nu pară totul roșu și frumos, și să spuneți că am lăudat prea mult această stare de viață, știm bine cu toții că nu este ușor ca să trăiești în viața consacrată. Însă, pe cât este de greu, pe atât este de frumos. Vedem și noi acest lucru atunci când uneori apar în presă scandaluri legate de oameni ai lui Dumnezeu care au făcut o prostie sau alta. Evident, și în această stare de viață, ca în oricare altă stare de viață, mai reușesc să se strecoare și persoane nechemate, să sară gardul, să intre prin vreo scândură ruptă în gard și provoacă nenorociri. Însă, per total, putem să spunem că această stare de viață este mai frumoasă decât este grea. Aș vrea să închei cu ceea ce spunea Sfântul Părinte Papa Francisc anul acesta, în ziua de 2 februarie, în predica ținută cu acest prilej. Povestește Sfântul Părinte Papa despre o călugăriță tânără care tocmai intrase în noviciat și care le spunea tuturor că este foarte fericită. A găsit o călugăriță bătrână, bună, sfântă, care a întrebat-o: cum te simți la noi? Acesta este paradisul, Maică, îi spune, după câteva zile de viață consacrată. Îi spune această soră mai în vârstă, îi spune: așteaptă un pic. După un timp, o întreabă iarăși: cum te simți la noi? Și această stare de viață este purgatoriul. Nici Sfântul Părinte n-a continuat, nici eu nu continui. Probabil a revenit, sau îmi place să cred că a revenit să spună că este paradisul, să nu meargă în direcția opusă. Viața consacrată, viața de comunitate, evident, uneori este purgatoriu. Însă este nevoie de răbdare pentru a-L duce înainte. Și continuă Sfântul Părinte Papa: aș vrea să indic două lucruri care vor putea ajuta. Vă rog, fugiți de bârfă. Ceea ce ucide viața comunitară este bârfa, a nu vorbi rău de alții. Nu este ușor, pentru că uneori cuvintele ies din inimă, îți vin din invidie, vin din atâtea păcate capitale pe care le avem înăuntru. Și răspunsul Sfântului Părinte Papa, ca și al Sfinților Părinți, este acela de a fugi de aceste ispite, de a ne compara cu alții sau de a critica pe unul sau pe celălalt. Dragi persoane consacrate, cred că numai dacă vom păstra chemarea noastră ca un dar, fără să ne apropiem prea mult de El și ca o responsabilitate, vom putea face din trânsa un mic paradis pe acest pământ și, evident, unul mai mare și mai împlinit în viața de veci. Sfântul Iosif, tatăl purtător de grijă al lui Iisus și patronul acestui an liturgic și ocrotitorul vieții consacrate, patronul multor congregații, să mijlocească pentru noi har peste har. Lăudați să fie Iisus și Maria!
Înainte de a recita crezul, persoanele consacrate din biserică se ia în mână foile și vor reînnoi voturile din ziua consacrării lor. Slava lui Dumnezeu! Acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să-i cerem Domnului în rugăciunea noastră ca suferințele trupești să ne facă mai maturi și mai dispuși în a fi solidari cu frații noștri. Să ne rugăm împreună spunând, arată-ne, Doamne, milostivirea Ta! Pentru ca Biserica lui Dumnezeu să fie pe pământ în fața tuturor oamenilor, semnul vizibil al iubirii milostive a lui Iisus, învingătorul răului și al morții, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, milostivirea Ta! Pentru ca aceia care lucrează în domeniul medicinei și al științei să folosească energiile lor pentru a construi o lume mai fraternă și mai umană, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, milostivirea Ta! Pentru ca aceia care lucrează în spitale și aziluri să fie plini de milostivire și, asemenea lui Iisus, să treacă printre bolnavi făcând bine, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, milostivirea Ta! Pentru aceia care suferă în trup și suflet, să unească suferințele lor cu cele a lui Hristos pe cruce, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, milostivirea Ta!
milostivirea ta. Pentru ca aceia care se află în stare de păcat să găsească vindecarea sufletului în sacramentul reconcilierii, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, milostivirea ta. Pentru ca noi, cei adunați aici, în jurul altarului Domnului, să fim atenți față de cei care trăiesc alături de noi, pentru a descoperi durerea lor fizică sau morală și să le dăm cu prietenie ajutorul nostru, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, milostivirea ta. Pentru toate persoanele consacrate din lume și în mod special pentru cele de față, ca prin mărturia vieții lor să fie în inima Bisericii o profeție vie a împărăției lui Dumnezeu, să ne rugăm. Arată-ne, Doamne, milostivirea ta. Dumnezeule Părintele nostru, Fiul tău Iisus, medic sufletesc și trupesc, când a trăit printre noi oamenii, a dat sănătate și speranță tuturor celor pe care îi întâlnea. Dăruiește-ne curajul de a limita printr-o iubire atentă și grijulie. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai creat pâinea și vinul ca în slăbiciunea noastră să ne fie întărire. Te rugăm ca ele să devină pentru noi sacrament de viață veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Să fie cu voi și cu Duhul tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar înviind din morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare.
Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale, și recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii,
pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutine. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut în această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi, de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, vies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. O Iisuse, eu te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu ai voit să ne împărtășim cu toții din aceeași pâine și din același potir. Dă-ne, Te rugăm, harul să trăim astfel încât, uniți în Hristos, să aducem roade cu bucurie pentru mântuirea lumii, prin Hristos, Domnul nostru. Acum rugăm pe Preasfințitul Petru să ne spună câteva cuvinte pentru surori, pentru persoanele consacrate, pentru noi toți. Preasfințite Părinte Episcop Iosif, dragă Părinte Provincial Damian, Părinte Decan și Paroc, Sfințile voastre, Părinți oaspeți, dragi frați și surori, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși uniți cu noi în această zi de aici din catedrală, în spirit de credință în jurul lui Iisus, cu atâtea persoane consacrate. E o bucurie, e o bucurie adevărată pentru biserică. Spunea Părintele Damian că a fost și este un dar continuu pentru biserică. Și sigur că exprimăm și noi astăzi, încă o dată, bucuria de a fi împreună. Această sfântă și fericită ocazie, vreau să mai aduc o dată în amintire ceea ce mi se întâmpla mie, de multe ori când plecam în străinătate, mai ales în apus. Toți întrebându-mă, cum de aveți voi atâtea vocații în seminarii și sigur în mănăstiri. Cu adevărat, se știa și se vorbea atunci despre acest izvor de vocații în țara noastră și în țările eliberate de curând. Și nu avem alt cuvânt decât să spun. Pentru că în țara noastră și în țările persecutate, crucea a fost ridicată sus, sus de tot, de către preoții care au știut să se jertfească, să intre în închisori, de către episcopul nostru Anton și de ceilalți care au murit. Crucea a fost ridicată sus și atâtea persoane au avut posibilitatea să-L vadă pe Iisus și să se îndrăgostească de El. E adevărat, dragi iubiți credincioși, crucea a fost ridicată sus. Și mai spuneam încă un argument. Noi avem atâtea vocații tinere pentru că am avut și avem familii bune, familii creștine, familii în care cu adevărat Hristos era prezent, credința era vie. Datorită munci misionarilor, preoților, episcopilor noștri în toată țara, și episcopului nostru Anton Durcovici. Iată pentru ce astăzi noi, nu numai atunci ne bucurăm, și acum continuăm să ne bucurăm de această prezență a persoanelor consacrate. Astăzi facem sărbătoare, cum am făcut și pe 2 februarie, în întreaga dieceză, preamărindu-L pe Dumnezeu pentru darul vocațiilor. Astăzi facem sărbătoare mulțumindu-vă vouă, dragi părinți călugări, dragi frați consacrați, dragi persoane consacrate din dieceza noastră.
împreună cu preasfințitul Iosif, împreună cu ceilalți părinți din întreaga noastră diocezi. Și așa cum ne-a spus preasfințitul, să spun și un motiv de încurajare. Bucurați-vă! Bucurați-vă și continuați să vă bucurați când îl priviți pe Iisus sus și voi îl căutați. Să vă ajute Dumnezeu ca să ne bucurăm și noi cu voi. Amin. Mulțumim Preasfințitului pentru acest cuvânt de la finalul Sfintei Liturghii de astăzi. Mulțumim Părintelui Provincial pentru cuvintele frumoase de la predică. Împreună cu Preasfințitul, cu Părintele Provincial și toți preoții de la altar și împreună cu dumneavoastră, iubiți credincioși, prezenți în catedrală și cei care ne urmăriți, le felicităm pe toate persoanele consacrate pentru alegerea lor și ne rugăm ca Dumnezeu să le țină statornice pe drumul consacrării și să-L slujească pe Dumnezeu cu bucurie. Ascultându-vă la Sfânta Împărtășanie, repetând refrenul de la Magnificat, mă gândeam ce bine vă șade să repetați zilnic cu mare bucurie în suflet acele cuvinte pe care le cântăm și noi ceilalți, dar vouă vă șade și mai bine atunci când le repetați, inima mea tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. V-ați consacrat viața lui Dumnezeu, să fiți fericite și să fiți statornice și să ne rugăm unii pentru alții, preamărindu-L pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vă rog să vă ridicați acum pentru binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace!